Salutare, prieteni! Prieteni, astăzi vreau să vă fac o surpriză. Ne aflăm lângă prietena mea care o cunosc de 15-20 de ani, Angie de la Pitești. Ea e de la Pitești. Și de fapt a venit aici la Craiova și și-a deschis un bar de manele, sau ce? Adică cu muzică mai de-a noastră, ce ne place nouă. Prieteni, înțelegeți voi, da? Deci, unde suntem aici, Angie? Aș vrea să vorbești. Lângă Craiova, la Șimnicul de Sus. La Șimnicul de Sus. Cum se numește barul? Bar Angie se numește. Deci Bar Angie se numește, prieteni, la Craiova. Bar Angie. O să vedeți și voi ce frumos este. Am venit și noi aici ca să ne distrăm. Înțelegeți, prieteni? Deci v-am adus aici, bine, filmez pentru voi într-o locație super frumoasă. Deci la Craiova, la Bar Angie. Bar Angie, Șimnicul de Sus, Albești. Asta e adresa, asta e adresa, prieteni. Nicola, Dabi, ce faci? Vino și tu, Dabi, de aici. Eu stau aici, mă dădeam pe leagă. O să trebuiască să apară și patroana acum, pentru că vine și patroana, mama Angie. Și vine, și vine și doamna Columbeanu, adică sora mea. Vine Olga, sora mea. Că am zis că eu dăm lui Ninel Columbeanu și o să vină și ea, doamna Columbeanu. Aici. Da? Ne întâlnim cu toții în seara. Da. Facem o să ne întâlnim, să facem o petrecere frumoasă și săptămâna viitoare vom merge la domnul Columbeanu. L-am lăsat pentru săptămâna viitoare. Mergem să-i spunem și lui, să-i dăm bestia. Vreau să-l luăm la Stehaira, noi ai văzut, probabil. Este foarte bună ideea. Dar chiar este foarte bună. Foarte că bună. Eu trebuie să scot și eu aurul de la mama. Mama nu-mi dă, nu-mi ne cunoaștem de mult. Da, mama nu-mi dă aurul. Vreau să zic aici ca să știe și prietenii. Nu-mi dă aurul până nu se mărită sora mea să-i dea de asta. Da. Și eu trebuie să o mărit pe sora mea neapărat acum. E clar, și m-am gândit, păi am zis și eu lui mama, mamă, lea pe Columbeanu, care îl știe toată lumea, toată țara. Deci chiar îl cunoaște toată lumea pe domnul Columbeanu. Ați reușit să dialogați toți? N-am vorbit încă cu el, dar nu-i problemă, dacă a dat cer interviu, ai văzut că a zis și el de sora mea că o să trebuiască să o cunoască, să se... Păi da, ea, sora mea e țigancă. Și eu am zis, m-am gândit, că a zis Brancu la emisiune că vin foarte multe fete și îl vizitează. Păi da, dar fetele alealte doar îl vizitează și stau o zi, două, seară, două. Sora mea lea și pentru toată viața. Da, e treaba mai serioasă aici, da? Nici nu sunt încurcături. Revenim, prieteni, vă arătăm puțin mai târziu. Dacă nu crește când îmi e bine, dacă nu iubesc când am păcine, când o părățesc când e bine, dacă nu... Ce păcat nu va e prea scurtă și poate linie mă ajută dorule. Dă-te vremea, mă dosur, să iubești și să dă dor. Nu vreau să rămân la culoare mai. Am o viață, n-am o sută. Ce păcat nu va e prea scurtă și poate linie mă ajută dorule. Dă-te vremea, mă dosur, să iubești și să dă dor. Dacă nu petrec când îmi e bine, dacă nu iubesc când am făci mine, de ce mai trăiesc pe lume? Dacă nu iubesc mă sare rând, dacă nu petrec mă duc cu gândul, când mă părățesc, ia desiune! Pentru toată lumea prezentă, mulțumim din suflet! Să trăiască patrona, toată familia! Bineînțeles, gazda noastră! Dacă nu petrec când îmi e bine, dacă nu iubesc când am păcine, de ce mai trăiesc în lume? Dacă nu iubesc, mă sare rând, dacă nu petrec, mă duc cu gândul, când o părăsesc pe mânt. Hai, mamă! Thank you.
frățiorului Petru Costi, toată familia. De ce timpul trece, e un om, nu-mi iartă poamă nici un om. Îl fac să, omule, să trăiești mai bine, că nu-i nimic cu om. De ce timpul trece, e un om, nu-mi iartă poamă nici un om. Învață, omule, să trăiești mai bine, că nu-i nimic cu tine. Hai, da! Vine, maestră! Hai, da! Ioara, uite-ne, maestru, gărui! Yeah.
Domnul cine cântă la chitară? Nicola. Cine cântă la chitară? Cine cântă la chitară? Ce faci, patroană? Ce să fac? Ai venit aici la bar și tu să te distrezi? Da, am venit să mă distrez. Da? Da. Doamna Columbeanu, ce faceți? Am venit că m-ai invitat aici la lăutare. Oh, da. Da. Dar ce vrei să fac? Că e vlog acum, se aude toată lumea dacă ce vorbim. Vrei? Ce? Nu-ți place aici? Să vedem pe doamna Columbeanu. Numai costă de euro. Ah, vedeam cum umblă doamna Columbeanu. Păi, dar tu ce faci, mă, iară? Bei, ce bine ai? Ce? Ia vină cu acest, să-mi prezis că tu ești bucătarul. Hai vină cu acest. Am venit cu bucătarul după mine, prieten, cu Ion Dileaua. Bucătarul de la... Ion Dileaica. De la șef cuțite, București. Hai să vedem la grătar acolo cum este. Hai, Ioane, ocupă-te de grătar. Nu pot, că suntem îmbrăcați în... Hai, te ajută pe băiat. N-am cum că... El e bucătarul meu. Nu pot să merg așa. E domnul Ion Dileaua, bucătarul. Hai, ia-ți mânuși și dă-i bătaie la foc. Nu, nu, trebuie halat, nu. Vino, mă, coace, ia la foc. Am sore, îmi trebuie halat. Am sore. Păi, de ce te-am luat după mine? Îmi trebuie halat. Păi, hai că luăm halat. Sunt în weekend. Uite, stai rău, pal meu. Minte-i tu, că n-ai... Uitați, aici ne pregătește ceva de mâncare de la doamna Angie. Ia să mergem și la patroanele aici. La doamna Olga. Cu doamna Angie, doamna patroană. Ce n-a lăsat acolo la mine, da? Să-i jos, să dai patroană, stai puțin. Să nu dai în masă, că pot să merg și eu, patroană, cum să nu merg? Uite, ia-te cu Ion de mână, toată ea. Da, ia-te tu. Eu am treabă aici cu doamna Columbeanu. De sora mea se bucură acum că e doamna Columbeanu. Da. Zi. O să iau și pe doamna patroană cu mine să plecăm la București. Da, să luăm pe domnul Columbeanu de la cămin, să ducem la treabă. Ia cu devinul, ce faci seama de poate? Hai, lângă doamna patronă, te-ai împrietenit cu ea, nu? Mă cunoaște de ea, nu? Doamna patronă,
noi de la Craiova, aici este patroană. Da, aici e la bar, la bar Ange aici. Vreau să spun că mergeți cu mine la București. Dacă trebuie, mergem. Păi mergem, mergem săptămâna viitoare, luni mergem. Păi mergem să mă ajutați și pe mine să-l aduce pe Columbia la casă, că trebuie în pare de mine. Deci să te audă mai aproape. Te-ai gândit bine. Da, bă. Ai zis că ți-a plăcea de mult? Da, și stau singură în casă. Și așa stau grijă de el, nu? Mi-e mai bine decât să stau singură. Hai, da, și tu chiar ai grijă de el. Da. O să-i fac mâncare, o să-i fac mega, lumea, chiar... Da, da, bine. Numai să... Dar numai să vrea el, poate nu vrea. Ei, lasă că vrea și el. A zis că vrea și el. E vorba că ei vrea. Am înțeles eu așa. Da, dar eu am înțeles că a zis că e departe. O să ia și ea zestrea de la patroana și dai galbenul. Dar eu nu mă mut la București, nu. Îi dai banii să mută el. Dar unde să te mută? Nu, să vină el acasă la mine, nu să cumpăr casă. Da, doar îi dai galbenii și să mută el la București. Să cumpăr casă la București? Da. Nu, ce să faci? Nu vreau să cumpăr casă la București, vreau să cumpăr la mine acasă. O să stai de vorbă cu el și o să ne înțelegem. Dar trebuie să-i dai banii lui să facă afaceri omul. Cum? Și tu să mergi cu el? Păi da. Amândoi? Amândoi, da. Dacă mă fac cum n-ar, eu mă fac cum n-ar cu domnul... Păi eu vreau să am grijă de el. Păi stai grijă de el, dar tu ce vrei? Vrei să faci afaceri cu el? Da, la București, cu banii tăi. Păi omul bătrân, trebuie să avem grijă de el, să-i dăm să mănâncă. Lasă că nu-i bătrân, poate să facă afaceri. Nu, e 60 de ani, e forță. E încă forță, Olga. El acum e blocat. Tu nu l-ai văzut de aproape. Vede galbenii și revine, să știi. Da, pe bune, uite, bine zice Angie, dacă vede galbenii și revine. Imediat intră în afaceri. Dar eu fără dumneavoastră nu merg la, după el la cămin, că fără dumneavoastră n-am niciun curaj. Da? Nu am curaj, da. Fără dumneavoastră nu merg. Ia zi. Ce ai zis, patroane? Bă, să ceri din gură că râde oamenii de voi. Care oameni, patroane? Bă, oameni. Nu poți să tăi ăia de la Streaia. Bă, oameni. Care au Adidas de 2 milioane picioare. Dar de ce vorbești așa? Dar nu mai vorbi. Păi de ce vorbești așa? Nu te mai băga tu. Tu trebuie să dai zestre lui Olga și să dai și mie galbeni. De unde mai am zestre? A, de unde mai zestre? Nu vorbi așa, că te aude domnul Columbeanu. Și trebuie să-i dai zestrea lui Olga. 1000 de galbe, ne-i năcăjit aici. Dar are și el nevoie de galbe. Are nevoie de galbe. Chiar are nevoie de galben, prieten, domnul Columbeanu. Uite, sora mea, dacă nu, o strângem pe mama de gât ca să ne dea galbenii. Și să-i dea galbenii lui Olga. Olga! Te pronunțați? Olga! Olga, trebuie să o strângem pe mama de gât și să luăm galbenii la Columbeanu să-i dăm. Nu mai zi așa. Păi de ce, dacă nu vrea să-ți dea mama ta? Păi tu vrei să cheltui galbenii, aia vrei să o faci. Că trebuie să-i dai la om să facă afaceri. Ce afaceri? Stă cu noi acasă, mănâncă ce mâncăm noi. Afaceri și de ce galbe mari? 5 canguri. 5 bară. 5 galbe mari. Ce 5 galbe mari? 5 canguri. 5 canguri. Da, mă, da, eu nu știu. Da, mă, da, mă vezi tu pe mine. Când eu învârteam galben în 2006. La Slatina. Aha. Am înțeles, Ioan. Hai, gata, hai tu mai cărat la urmă.